Bună ziua, mă numesc Buzian Ionuț, împreună cu mai mulți foști fotbaliști ai clubului Gazmetan. Am hotărât să înființăm un nou club, dat fiind faptul că clubul Gazmetan în viitorul apropiat va dispărea. Suntem 9 membri fondatori, printre care și Eric de Oliveira și Doru Dudiță, care fac parte și din Consiliul Director. Numele clubului este Asociația Club Sportiv Mediaș 2022. Intenționăm să preluăm toate grupele de copii și juniori ale clubului Gazmetan, la fel toți, aproape toți angajații. Tot ce a ținut, să zic așa, de noi am finalizat, adică toate chestiile ce țin de birocrație. De aceea și facem această conferință, întrucât în zilele următoare am vrea să facem și contractele cu antrenorii, cu terenul, cu alte lucruri care țin de noi. Da, cam asta este. Așteptăm alături de noi și primăria, așteptăm Romgaz, așteptăm toate firmele din oraș care pot să ne ajute. Avem și o certitudine care deja ne-au finanțat, să zic așa, e vorba de firma Forța. Practic, noi ne-am înființat pe promisiunile acestor două mari companii și așteptăm acum să vină alături de noi, întrucât avem 220 de copii la centrul de copii și juniori, 30 de seniori, plus încă 20 de angajați, și mă refer la antrenori, la femeile din cadrul clubului. Da. Bună ziua, sunt Eric de Oliveira și mă simt onorat să fac parte din cei 9 membri care împreună am făcut acest club. Ideea noastră este de a aduce ceea ce noi, în principiu, ca jucători, n-am avut și mai ales cei mici, cei de la academia noastră. Vrem să implementăm o nouă metodă de a antrena, de a juca, de a crește copiii, pentru că asta a fost primul factor care ne-a făcut să preluăm și să creăm o echipă nouă. Doru Dudiță va face parte și din cadrul staff-ul al echipei principale. Buzean, cum știe toți, e noul președinte, primul președinte la nostru și eu care voi face parte din centru conducere, din conducerea centrului de juniori. Ne-o deschis o oportunitate nouă acum pentru a face performanță în acest oraș, un oraș care m-a făcut pe mine să rămân aici, un oraș care într-un puțin scurt timp am făcut acest oraș cunoscut în toată România prin performanțele noastre. Eu mă bucur că o durată de 15 ani am purtat numele Medias în pieptul meu, am dat fața mea de mai multe ori, inclusiv pentru a salva gazul, nu numai eu, ca și colegii mei, și nu s-a putut până la sfârșitul și am rezolvat să creăm această echipă pentru binele orașului, pentru că suntem cunoscuți cu un oraș sportiv, unde am avut foarte multă performanță, nu doar la fotbal, ca și la basket, cum a dispărut. Încercăm să adunăm cât mai multă lume alături de noi. Avem deja o certitudine din trei sponsori, care este Romgaz, Primăria și Forță.ro, care Forță, cum a spus Ionuț, deja ar fi făcut deja transfer de niște bani pentru noi, ca să putem să lucrăm.
vorbindu de Giuliano Racanelu, care din 97 este aici în Medias. El e o stat mai ascuns, dar lui îi pasă de aceste sport aici și sperăm mai multă lume să ne ajute și să avem mai multe sponsorizare pentru a face performanță. Bună ziua, sunt Doru Dudiță. Ideea acestui club a plecat de fapt după implozia clubului mare. Practic, orașul, după părerea mea, a pierdut cel mai mare emblema lui. Iar această idee a apărut apărând această gaură, ne-am strâns noi care zicem că am făcut ceva pentru fotbal și am crescut în acest club. Pentru noi a fost un sentiment groaznic să dispară clubul, ceea ce nu credeam că se poate vreodată, dar iată că se poate. Și ne-am strâns noi oameni de fotbal, primele întâlniri le-am avut cu Romgazul și cu primăria. Au fost ambele foarte deschise și ne-au promis ajutor. Au spus să înființăm clubul, ceea ce noi am făcut. Din punct de vedere juridic, noi suntem înființați, afiliați, complet. Sperăm să fie alături de noi, așa cum ne-au promis. Cam de ce buget credeți că aveți nevoie pentru a porni sănătos, să spun așa? Nu pot spune pentru a porni sănătos. Vorbim de un buget, să zic, pentru un an de zile. Vorbim de un buget pentru un an de zile, undeva la 5-600 de mii de euro. Pentru că preluăm, încă o dată vă repet, 220 de copii care sunt înscriși în competiții județene, competiții naționale, avem și echipe de fete. Practic preluăm întreaga academie a clubului Gazmetan. Ați spus că vă bazați deocamdată doar pe promisiuni cu o singură excepție, după cum spunea și Eric. Aveți un plan B în cazul în care vor exista probleme referitor la finanțare? Nu cred că vor exista probleme, pentru că practic de aceea suntem astăzi aici. Ne-am bazat pe ceva când am pornit la un drum. Sunt convins că și primăria și Romgaz vor veni alături de noi. Cu siguranță o să existe deschidere, doar că noi am obținut toate documentele abia acum o săptămână și încă nu am avut timp să facem solicitările de sponsorizare. O să jucați în Liga 4. Da, asta noi ne-am afiliat la Asociația Județeană de Fotbal și la FRF. Deocamdată suntem o echipă nou înființată, dar am convingerea că o să evoluăm în Liga 4. Puteți să ne spuneți cine va conduce tehnic echipa? Dumitru Solomon. Da, antrenor principal, cu Doru Dudiță, antrenor secund. Și baza de antrenament și totul aveți pus la punct sau există discuții și în acest sens? În viitorul apropiat vom semna un contract de închiriere pentru baza fosta 8 mai, adică terenul 2 și terenul sintetic. Da, sunt discuțiile practic sunt finalizate. Da, sunt împreună practic. Practic de cele două terenuri se ocupă firma de insolvență care se ocupă de Gazmetan, cele două terenuri fiind în patrimoniul clubului Gazmetan. Din cei nouă membri fondatori, vin și ei cu bani sau nu se pune problema? Ei vor fi salarizați sau cum va funcționa? Nu. Totul este o chestie voluntară, să spun așa. Dacă doriți, o să ne număr și ceilalți membrii fondatori care sunt în spatele nostru și care, din păcate, astăzi n-au putut să vină. Și mă refer la Cristi Pustai, Eugen Pârvulescu, Dorin Roșca, Costel Hank, Claudiu Boaru, Iosif Biro. Da, uitați-mi. Da. Mai e? Acestea sunt implicați și în alte proiecte, o parte din ei. Da, sunt implicați și în alte proiecte, dar îmbucurător este faptul că totul sufletul lor a rămas la Medias. Care ar fi țelul sau obiectivul principal al clubului?
promovare imediată, succesivă. Eu, în 2 ani de zile, această echipă îmi doresc să fie în Liga a doua, obligatoriu. După aceea, spre Liga a întâi, acolo e un pic mai dificil. Dar în Liga a doua eu am convingerea că putem să promovăm. Dacă potențialii sponsori vor ține promisiunile. Cu cine veți alcătui prima echipă? Unde veți lua jucători? Deja timpul trece, nu? Cam din media și din împrejurim. Deja am vorbit cu foarte mulți jucători. Se iau și de la echipa Sparta, unde am fost antrenor sezonul 2021-2022. O să alcătuim o echipă foarte bună pentru nivelul Digi a 4. Cert este că toți jucătorii care vor să activeze pentru Liga 4 vor să fie foști sau actuali jucători din Academie. Deci numai din Academia noastră. Poate cu excepția unuia, cel mult, dar restul sunt... De aceea am și mizat pe Neami Tică Solomă, pentru că el a lucrat cu toate generațiile, cu ultimele 3-4 ani de juniori mari și îi cunoaște foarte bine. Deci sunt juniorii noștri care au avut rezultate, zic eu, cu extraordinare la nivel de oraș media și locul 4 la nivel de elite. Din păcate, noi mișcându-ne sau așa cum merg lucrurile până ne-am înființat, am mai pierdut câțiva jucători valoroși care noi le-am spus dacă își găsesc echipe să semneze, că e păcat să totul să-i blocheze la nivel de Liga 4 pe aici. Numai cei care rămân fără echipe și sunt. La noi, din fericire, avem nivel fotbalistic la nivel de junior foarte bun la Mediaș. De aceea ar fi fost păcat să nu putem continua. Revin la întrebarea, aveți loc asigurat în Liga 4 sau există o procedură care mai trebuie să urmați? Da, încă nu avem loc asigurat, dar sper în viitor apropiat să rezolvăm. Este o procedură sau o cerere sau cum se face? Nu. Normal ar trebui să începem de la Liga 5, dar sperăm să începem de la Liga 4. Se știe deja și când ar trebui să înceapă Liga 4 sau până când timp să pregătiți? La sfârșitul lunii august va începe. Deci, Liga 4. Da. Cuzina a spus că obiectivul nostru este Liga 4, Liga 3 și Liga 2. Noi mai avem un avantaj. Este copii care au spus Dudi, copii minunați care au terminat pe loc 4, dar avem o grupă în spatele lor care avem copii foarte talentați. Și atunci pentru acești 2 ani care va urma, cred că copiii ăștia din spate vor fi pregătiți și atunci cam așa va fi baza noastră, mai mult medieșenii și jucători în prejurul medies. Așa că vrem răbdarea voastră, să aveți încredere la imaginea pe care am depus în această conferință aici, pentru că am fost 3 dintre mulți jucători serioși care au trecut la această echipă și cu siguranță vom face performanță cu acești copii. Practic vom prelua una dintre cele mai bune academii din țară, academii care de-a lungul timpului a dat foarte mulți fotbaliști. Dacă ne ducem aminte de primul meci oficial al lui Iordanescu, a folosit 2 jucători în echipa de start a echipei naționale. Și aici mă refer la Darius Olaru și Iulian Cristea, jucători care sunt produse ale clubului Gazmetan Mediaș. Primăria, ce fel v-ați înțeles să vă fac? Pe bază de proiect. Va trebui să facem o solicitare la începutul anului următor. Și atunci, cu siguranță, ne vor ajuta. Până atunci, eu cred că, din câte știm noi, nu există cadrul legal ca să ne ajute. Dar sunt convins că toată lumea va fi alături de acest proiect, pentru că, încă o dată mă repet, avem 220 de copii. Nu este prea mică baza pentru așa un personal numeros? Așa a fost și în trecut. Într-adevăr, sper să obținem încă un teren. E o necesitate care va trebui în viitor apropiat să o rezolvăm. A fost în discuție să jucați cumva pe terenul mare vreodată? A fost ceva sponsor? Vă dați seama, acolo ne-am dorit să jucăm.
Încă nu am avut o discuție, să zic așa, oficială cu compania Transgaz. Sperăm că în viitor apropiat să găsim deschidere și din partea dânșilor și sper să vină și ei alături de noi, întrucât suntem un nou club înființat. Avem, să zic la așa, nivel de Liga 4 și... ne descurcă cu ce ar fi. Ideea e că am vrea totuși să obținem un titlu gratuit. Avem și câțiva copii din împrejurimi care ar trebui cazați. Ne-ar ajuta foarte mult hotelul din incinta stadionului și sper să găsim deschidere și din partea dânșilor. Practic acestea nu funcționează în momentul de față, hotelul și... Nu, nu funcționează absolut nimic. Doar sunt întreținute. Da, vorbind, aici vorbesc de terenul mare care aparține de compania Transgaz. Vis-a-vis de câteva întrebările. Ceea ce s-a întâmplat la Gaz Metan nu se va întâmpla la ACS Medias niciodată. Da? Suntem 9 membri fondatori și nimeni n-are putere de decizie deasupra noastră. Cât de a fi scumpă sponsorizare, cât de mulți bani, cât de multă prezență, nimeni nu o să aibă putere deasupra noastră. Așa că toate deciziile pe primul plan Buzean ieși în față și noi suntem ceilalți 8 membri care mereu vom, împreună cu Buzean, vom alege ceea ce este bine pentru noi. Deci vă excludem toate vorbe care s-au auzit, toate comentariile care au fost prin Facebook, ce am citit. Clubul acest înființat nu se va repeta greșelile din trecut de la Gaz Metan Medias. Așa că voi care vreți să fiți alături de noi, puteți să veniți liniștiți că noi vom schimba ce înseamnă fotbalul Medias. Celelalte echipe vor putea fi înscrise în Liga Elitelor, fiind club nou înființat sau doar în campionatele de junior din, la nivel de județ? Din păcate, acest lucru l-am pierdut, Liga Elitelor, pentru că la Liga Elitelor contează foarte mult, se face un clasament pe funcție de dosar. Dosarul trebuie să conțină Liga 1, trebuie să conțină terenuri de antrenament, licențiați ca antrenor, ca nu știu ce. Acesta s-a pierdut. Mai ales că am schimbat și denumire. La anul, dacă vom fi pe trend ascendent, eu zic că am avea șanse. Că am văzut academii în țară care, da, arătau mai rău. Care jucau în Liga Elitelor, da. Deci vor juca în campionatul județean. Da, da. Sau național. Da. Național, și aici mă refer la Under 19, Under 17, da. Under 16. Fetele de la Under 17. Da. Ce-a spus Eric înainte, ideea e că dorim ca acest club să fie un club transparent, în care orice sponsor să aibă încredere totală că banii se vor cheltui sănătos. Vom prezenta tuturor sponsorilor de 3 ori pe an o situație contabilă a clubului, pentru că așa mi se pare normal ca fiecare sponsor să aibă certitudinea că banii pe care ni dau se cheltuie sănătos.